una singură decizie. Să boicotăm aceste legi pentru că ele nu sunt constituționale, ele se bazează pe aceeași modificare care le-a făcut Curtea Constituțională pe 4 martie, dar aceste modificări a Curții Constituționale absolut sunt neconstituționale, nefondate. Nu permite Constituția așa modificări să facă personal membrii Curții Constituționale. De ce acest președinte, dacă și-a fi ales, ar fi nelegitim din start. Toate activitățile lui, toate decretele lui, ar fi nelegitim. Odată și odată noi sperăm că la guvernare în Moldova noastră să vină oameni destoinici, oameni cinstiți, oameni devotați, care respectă legea, care pun legea în capul mesei și au să fie anulate toate aceste decizii, toate aceste decrete și așa mai departe.